Cei care fac glume despre biserică ar putea primi 2 ani de închisoare, așa cum scrie Antena3.ro. E vorba despre o inițiativă din Polonia, unde ministrul justiției strânge semnături pentru revizuirea codului penal, astfel încât cei care fac glume, de exemplu, la adresa bisericii, să fie amendați. Cu ce ne privește pe noi subiectul acesta? Păi, ceea ce se întâmplă astăzi în Polonia s-ar putea să se întâmple și în România, la un moment dat. I s-a cerut părerea lui Teodosie de la Constanța pe acest subiect și ne-a încântat pe toți cu vorbele sale de duh la Antena 3. Acesta este Teodosie vorbind despre această inițiativă legislativă din Polonia. Sigur că trebuie cumva, cândva, reglementate aceste lucruri. Adică credincioșii nu îi agresează pe necredincioși. Nu îi ironizează. Îi lasă în modul lor de a se comporta. Sigur, îi lasă în modul lor de a se comporta. Nu se dau legi în numele religiei în țări ca Polonia. Nu, nu se întâmplă astfel de lucruri. Nu, sigur că nu. Îi lasă în pace. Absolut. Și necredincioșii trebuie să nu agreseze pe credincioși. Cred că au întrecut măsura, de aceea ministrul justiției din Polonia a gândit la aceste inițiative ca să nu mai existe aceste tensiuni între credincioși și necredincioși. De ce să fie instituția biserică atât de blamată? De ce să fie? Păi, poate pentru că se asociază mai mereu cu tot felul de lideri care vor mai degrabă să distrugă și acea mică formă de democrație pe care o mai avem. Poate pentru că se asociază cu tot felul de oameni care promovează ura. Poate pentru că în foarte multe situații face totul pentru bani și pentru cei care sunt apropiați ai conducerii. Oare de ce se întâmplă lucrurile acestea? Pentru că susține astfel de proiecte de lege, aceste inițiative, nu, venite din Polonia, biserica. Pedeapsă, amendă, dacă glumești, dacă ironizezi biserica. Asta pare să susțină Teodosie, că se justifică, că de ce să glumim, de ce să ironizăm biserica, când ei ne lasă în pace. Nu, nu vor decât să schimbe legile țării, doar atât. Să ne spună tuturor cum să trăim în funcție de ceea ce crede Teodosie sau alți mari lideri ai bisericii. Nu? De ce să nu se întâmple astfel de lucruri? Ăsta este Teodosie de la Constanța.